ziua și bine v-am găsit la un nou filmuleț, de data aceasta cu o comandă după Shein. După cum vedeți, avem un pachet uriaș, cred că a costat 550 de lei, cam așa. Deci majoritatea produselor de aici sunt pentru Teodora. Dar a venit de, nu știu, cred că 20 de minute și am zis să filmez repede, să putem să le desfacem, pentru că suntem foarte curioase. Să mă uit, o să văd dacă este că mă gândesc am încurcat să fac așa. Deci sunt cam 18 articole, de sunt multe. Cu ce să începem? Cu ce a fost prima dată la vedere? Pantalon de training, super frumoasă culoarea care și ales Teodora. Am să încerc să vă pun și în sus undeva poza originală după Shein, să vedeți, să-mi zic, să vede bine, să vedeți, să mai apropii. Deci super frumoși, îmi place mult de tot culoarea. Bine, într-un fel sau altul sunt surprinsă că și-a luat genul acesta de pantaloni, pentru că are foarte multe culori așa aprinse. Rozul acesta, de exemplu, dar mai are lucruri roze și lilaul. Dar niciodată nu e prea târziu să-ți schimbi stilul și eu tot așa am trecut și anul trecut printr-o schimbare, așa mi-am schimbat stilul și este frumos să treci prin schimbări din astea. Deci, majoritatea albe și negre. Majoritatea albe și negre, da. Deci ăștia sunt pantaloni de training, sunt bătuiți așa, pentru că majoritatea lucrurilor de aici și le-a luat pentru perioada de toamnă-iarnă. A fost un fel de cadou pentru ziua ei, pentru că pe 23 august a fost ziua ei și am fost să-și aleagă ceva după Shein și da, sunt aici jos strânși cu elastic. Deci să vedem cum o să vină pe ea. O să vină bine, pentru că am măsurat înainte să... Deci aici ce este? O pereche de bluci. Încep cum a venit. Material super moale, moale. Deci sunt super, super frumos curge așa. Sunt așa largi. Și cu aceste detalii, se vede bine? Și detaliul vine și pe spate. Deci eu nu știu că vine și pe spate detaliul, doar la un picior cum ar fi, dar sunt super, super frumoși. Îmi plac la nebunie și culoarea și materialul nu se întinde deloc. Deci da, aceasta e o pereche de blugi și mai are o pereche de blugi. Ia să vedem ăștia sunt. Am mai vrut să știi mai dat comandă și nu încă pe aia, pentru că care ați mai dat comandă după și știți că jos acolo la mărime îmi bătăm măsurătorile și a slăbit. Deci chiar a slăbit și a putut să-și cumpere. Nu este grasă, dar nu erau blugi ăștia. Super sunt și ăștia. Super. Și ce-mi place că are aici în spate cu elastic. Cât de cât. Super frumoși ăștia. Uitați-vă cât de... Nu știu, să vede detaliile. Să vede. Super frumoși. Super, super. Tipic Teodora. Bine, nu a avut până acum genul ăsta de bluș cu desene pe ei și cu I like you. Că e. Un pic.
are capse, sunt, arată ca o capsă, dar de fapt sunt nasturi. Deci da. Iată, aici ce e. Tricou. Aici e. Aia ce e. Costumașul. Și uitați-mi de un tricou care la fel m-a surprins cu totul. Modelul și culoarea. Super materialul. Super frumos. Sunt din acelea oversize. Asta e mărimea XS, parcă. Parcă nu? XS. Erau foarte lungi, foarte mari și asta chiar e... Ia să vedem că sunt mai multe aici în mărime. Da, XS. 95% poliester, 5% elastan. Super culoare, super model, deci super frumos. Așa. Asta rămâne la sfârșit, deci aici e super, ceva super, super mișto. Deci majoritatea o să vedeți ce am luat pentru mine. Deci nu am aici niciun articol destinat. Și am mai luat această bluză, tot oversize, care e mărime L. Deci la fel erau și mărimi mai mari, dar îmi place așa, simplă, dar la fel de efect. Și asta timp ce i-a plăcut și aici. Deci am uitat ce am mai luat. De copa. Da. Asta îmi place mult de dormit. Dar din eu nu pot să-mi cumpăr la fel ca aia, pentru că nu mi se pare corect să purtăm lucruri. Asta este... este pe față. Deci, s-ar zice că este pe dos. Dar nu este, pentru că are XS mărimea, tot de la oversize, dar pare foarte mare XS. Deci, L sau M, mărimea care poartă ea de obicei, era mult mai mare. Super frumos culoarea și... modelul. Aici tot un tricou, nu? Da. Asta e cu totul diferit. Deci v-am zis că ea, când își cumpără ceva, te surprinde total. Super frumoasă și asta. Bluză. Cu umeri goi. Îmi place mult asta. Deci e super frumoasă. Cu ce spăianjen. Și neagră. Deci nu e o culoare. Deci super, super materialul. Deci e așa greu. Abia aștept să o văd îmbrăcată în cuier. Da, aici sunt câteva lucruri care am să vă arăt la sfârșit. Hai să arătăm piesa de rezistență, pentru că asta mie mi-a plăcut mult de tot și dăduse comandă pentru ziua ei, dar eram sigur că nu vine de ziua ei, că era prea de scurt. XL în mărimea. Este un compleu, cum ar fi, un costum. Aceasta este jacheta, are decât un năsturele aici jos, chiar dacă nu, doi năsturi de fapt, chiar dacă nu a venit de ziua ei, important este că a venit și o să-l îmbrace la școală. Deci super frumos și materialul, super, 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 ce-mi place. Și la fel mă mir că și-a luat genul acesta, că nu mă așteptam eu să o văd îmbrăcat în așa ceva, e mai elegant. Și aceștia sunt pantalonii. Sunt așa, nu e bazați drepți. Asta cred că a costat mai mult, nu? Da, din toate produsele, dar oricum ne-am făcut reduceri foarte multe la care ați dat comandă, aveți cupoanele acelea de reduceri. Aici, în astea, iată nici pe aia, sunt câteva piese de lingerie intime și nu mi se pare corect să vi le arăt. Nu știu de ce, dar sunt... lingerie intimă. Mai pe scurt, chiloți. Ia să vedem. Și aici e la fel ca aici. Nu știu de ce nu mi se pare mie în regulă să vă arăt. Poate data viitoare, nu știu. Asta nu se găsește. Aici sunt două piese pentru Teodora, care sunt la fel identici. De fapt, trei sunt identici. Aici este una care mi-am dat-o eu comandă, deci mi-am dat și eu ceva comandă, două, dar sunt, dar nici nu e intimă, dar nu o să vi le arăt chiar așa.
să trecem la șanta pentru shadow. Și și-a mai dat Teo de această fustă de telefon. Așa fusta, stați așa să vă arăt că mai are și un mic detaliu care la fel mi se pare super. Ea e pasionată de coreeni, de, vrea să facă facultatea de limbi străine și ar vrea să facă limba coreană și engleză, pentru că e foarte pasionată și ăsta e de stil corean, așa, nu? Mai asetică. Da, deci e super. La fel nu mă așteptam să-și ia genul acesta de fusă. S-a ajutat să, nu știu dacă se vede chiar bine, se vede? Da, super frumos. Și haideți să vă arăt ce am luat pentru shadow, pentru că am crescut, are un an și ceva și pică părul îngrozitor de mult. Deci, când dau cu aspiratorul prin casă sau cu mătura, că mai dau și cu mătura, că îmi place să dau cu mătura, și avem și etaj și parter și vreau să vă spun că și etaj și parter, deci păr mult rău, mult păr. Are un păr foarte sănătos și foarte îngrijit, dar nu l-am pieptănat până acum și am luat această mânușă. Am mai văzut-o pe TikTok, pe Instagram, am văzut că se ia foarte bine părul cu ea, deci sunt curioasă dacă asta chiar e bună. Și mai este această perie care am mai văzut-o la fel pe Instagram și pe TikTok, bine, nu trebuie să ia asta identică, dar am văzut că sunt destul de asemănătoare și am dat foarte puțin pe ea, cred că 11 lei am dat pe ea. Îmi place că pierțem animalul și are acest buton care poate părul afară. Deci chiar am să încerc și am să vă pun poză că acum e dimineața când fac acest filmuleț și eu am să-l pun pe seară pe canal și am să-l pierd pentru că n-abia așteptam să vină și am să vă arăt dacă rămâne păr mult în ea și dacă e chiar eficient. Bine, n-am dat mult pe ea, dacă nu merge la el, am să folosesc la bijou, cățelul meu bișon care la fel mai pierd în acel să încălcește părul și dar eu cred că o să fie bună. Deci, da. Cam astea sunt cumpărăturile mele de azi. Adică de azi, de două săptămâni luate. Dar, în fine, înțelegeți ideea. Sunt foarte multe. Nu consider că am dat mult 550 de lei, având în vedere că sunt foarte multe haine. Deci, sunt 3 perechi de pantaloni, foarte multe bluze, costumașul acesta, deci sunt multe. Dacă m-am fi mers în magazin, de exemplu, Sinsei, unde ne place să cumpărăm, dar de când cu Shane nu prea mai mers, când ne place mai mult, sunt produse mai speciale, așa, mai deosebite, că dădeam mult mai mult. Și cum nouă ne place să cumpărăm pe sezon, adică a venit toamna, cumpărăm mai multe de toamnă, adică nu sunt să cumpărăm o pereche de pantaloni și a venit primăvara, la fel, cumpărăm să avem și între timp mai mult dacă vedem ceva, dar mie nu ne place să cheltuim foarte mulți bani aiure. Da, cam atât pentru această zi. Nu am mai postat cumpărături alimentare pentru că v-am zis săptămâna cealaltă că nu am să merg dacă am spus o să am de ajuns alimente frigider. Nu am chiar de ajuns să mai cumpăr fructe și așa. Am mai fost într-o zi la în oraș pentru că am fost programată la medic și am luat de 100 și ceva de lei și nu mi s-a părut că trebuie să le filmez, că erau foarte puține. Dar da, am să-l pun azi și am să vă atașez sus poza cu ele, cum arată pe și. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem la următorul filmuleț. Vă pupăr!